Gavril Pele Balint era supranumit arma secretă pentru că obișnuia să înscrie goluri prețioase atunci când era trimis pe teren în repriza secundă. A fost însă titular în două meciuri de referință pentru fotbalul românesc, în finala Cupei Campionilor Europeni din 1986, când a și transformat una dintre loviturile de departajare, și în Argentina-România la Copa del Mondo, fiind autorul golului egalizator, scor 1-1. Balint a evoluat pentru doar două cluburi, Steaua București timp de un deceniu și Burgos în ultimii 3 ani ai carierei. La echipa națională a strâns 34 de selecții, marcând 14 goluri. Ca antrenor a fost secundul naționalei la cupele mondiale din 94 și 98, dar și antrenorul Moldovei pentru un mandat de un an. Le-a mai antrenat pe FC Timișoara, FC Vaslui și CSU Craiova, iar în prezent este analist TV.